Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Vlada Tomescu și vă invit la Jurnalul Săptămânii. Crește numărul cazurilor de infecție cu COVID-19. În perioada 19-25 august au fost înregistrate cu 20% mai multe cazuri în comparație cu săptămâna precedentă. Cei mai mici sunt și cei mai vulnerabili. Din peste 2600 de infectări, 500 sunt la copii. Chiar și așa, autoritățile ne asigură că situația este ținută sub control. Vaccinuri sunt suficiente, iar personalul medical este bine instruit, afirmă ministrul Sănătății. Deci avem o creștere față de săptămâna trecută cu 20%. Asta înseamnă circa 2600 de cazuri, dintre care 353 în regiunea transnistreană. Avem exact o creștere cu 20% și la numărul de teste realizate, s-au realizat aproape 13.000 din toate aceste cazuri, undeva 580 sunt copii. În prezent sunt spitalizați 200 de copii. Cu toate acestea, situația nu este una alarmantă, consideră Alana Merenco. Nu înseamnă că acești copii sunt spitalizați din acei copii care au făcut boala săptămâna aceasta, sunt și din săptămânile trecute, paturi sunt suficiente. Alana Merenco a mai declarat că stocurile de vaccin sunt suficiente. Specialiștii le recomandă cetățenilor să respecte măsurile de protecție pentru a asigura sănătatea și siguranța publică, păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate, igiena mâinilor, igiena respiratorie și vaccinarea. Se pare că noul an școlar va începe cu scandal în autonomia găgăuză. Autoritățile de la Comrat sfidează un ordin emis de guvern și dau propriile dispoziții. Astfel, în cadrul primei lecții, în școlile din autonomie se va discuta nu doar despre pace, cum a stabilit Ministerul Educației, ci și despre istoria creării acestei autonomii. Responsabilii de la guvern spun că vor încerca să discute cu profesorii. Într-o dispoziție emisă de autoritățile de resort de la Comrat, publicată de Newsmaker, se arată că prima lecție din noul an școlar va fi intitulată Împreună pentru pace, Găgăuzia ca exemplu de soluționare pașnică a conflictelor. Profesorilor le este recomandat să discute cu elevii și alte teme. Se recomandă să se discute cu elevii despre constituirea autonomiei găgăuze, care demonstrează un exemplu de soluționare pașnică a conflictelor, despre diversitatea etnică, lingvistică și culturală ca principale componente ale coexistenței găgăuzilor cu toate popoarele, despre cea de-a 30-a aniversare a înființării UTA Găgăuzia. Responsabilii de la Ministerul Educației ne-au spus că autoritățile de la Chișinău încearcă să colaboreze cu cele de la Comrat, însă nu văd același lucru și din partea lor. O să încercăm să colaborăm direct cu fiecare profesor, cu fiecare director din teritoriu pentru a explica și a vedea care este totuși poziția fiecărei instituții, nu doar autorității locale. Vorbim despre bașcani, vorbim despre cei care se află în reprezentanța direcției de învățământ. Nu este prima dată când autoritățile de la Comrat nu respectă decizia Ministerului Educației cu privire la activitățile de debut ale noului an de studii. În 2023, guvernul de la Chișinău a dispus ca prima lecție să fie dedicată subiectului integrării europene, însă cei de la Comrat au decis ca prima lecție să aibă genericul Republica Moldova și UTA Găgăuzia, trecut, prezent și viitor. Pe 14 august, Ministerul Educației și Cercetării a emis un ordin prin care a lăsat la discreția fiecărei instituții de învățământ general publice și private decizia privind data începerii noului an școlar, 1 sau 2 septembrie. Potrivit aceluiași ordin, prima lecție din acest an de studii trebuie să aibă genericul Împreună pentru pace. Majoritatea școlilor din municipiul Chișinău va marca începutul anului școlar pe 2 septembrie, în zi de luni. Doar trei instituții au ales să-și deschidă porțile duminică, 1 septembrie. Potrivit responsabililor de la primărie, toate școlile sunt pregătite pentru anul de studii 2024-2025. Instituțiile vor avea careul pe 2 septembrie, începând cu ora 8:30, pentru o perioadă de 45 de minute.
Responsabilul a venit cu un îndemn către director, dar și părinți să respecte normele sanitare în contextul creșterii numărului de infectări cu COVID-19. Andrei Pavaloi a mai precizat că în perioada 20-22 august au fost constituite 5 direcții specializate care au verificat instituțiile educaționale în vederea pregătirii acestora pentru noul an de studii. În care au fost reprezentanții atât a direcțiilor de sector, direcția generală, cât și reprezentanții IGSU-ului, Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, Centrul de Sănătate Publică, echipe multidisciplinare care au verificat instituțiile educaționale în vederea pregătirii acestora către noul an școlar. Din evaluările care au fost făcute de către colegi, am stabilit că instituțiile sunt gata să primească copiii în noul an școlar. Prima lecție din acest an de studii va avea genericul Împreună pentru Pace și va fi obligatorie pentru toate instituțiile de învățământ publice sau private. Vă facem cunoștință acum cu o profesoară dedicată întru totul meseriei. Angela Lisnic, din satul Cernoleu, ca raionul Dondușeni, a visat de mică să învețe carte pe alții, iar acum, din cauza crizei din sistemul educațional, este nevoită să predea tocmai 4 materii: istoria, geografia, limba rusă și educația pentru societate. A fost un vis din copilărie, m-au motivat părinți și în special tata. Tata îmi spunea permanent: să ai grijă să înveți, să ai grijă să înveți. Paralel cu îndemnul acesta al părinților a fost și dragostea mea față de a citi cărți. Apoi școala. Eu veneam de-a lungul satului de acasă până la școală. Treceam pe stradă și îmi făcea plăcere, fiindcă era multă lume în sat, erau copii, erau profesori. Deci satul și școala mea este cuibul de unde eu am plecat, dar am revenit cu plăcere foarte mare. În timpul facultății, Angela Lisnic a învățat limba rusă, iar acum a ajuns să le predea copiilor și istoria, dar și geografia. Apoi am revenit în sat și din considerentul că era lipsă de profesor de istorie, am început să predau istoria. Am făcut recalificare la disciplina istorie. Apoi, iarăși, ținând cont de factorul că, nefiind specialiști, administrația gimnaziului mi-a propus și am făcut recalificări și la geografie și educație pentru societate. Profesoara are 24 de ore de studii pe săptămână. Muncește mult, dar efortul pe care îl depune pentru copii îi aduce satisfacție, le-a mărturisit femeia colegilor de la TV Nord. Am rugat administrația gimnaziului, iată, geografia să fie pentru ziua de marți, educația pentru societate pentru ziua de miercuri, orele de istorie sunt respectiv pentru luni, joi, iată, limba rusă iar se încadrează în aceste ore. Adică, respectiv, nu este o dificultate care le-ar crea elevilor vreun impediment sau pentru mine. La gimnaziul din Cernoleuca învață copii din 3 sate, iar echipa instituției este formată din 14 specialiști. Nu poate să vină un specialist pentru 3 ore la gimnaziu la educația plastică spre deie sau pentru 4 ore la educația muzicală. Deci acest număr mic de ore nu atrage specialiști. Deci am propus profesorilor care sunt competenți, care fac față și care au tangență între discipline. Spre exemplu, atunci când nu am mai avut profesor de geografie, ne-am gândit foarte bine la profesoara de istorie, doamna Lisnic Angela, fiindcă dumneavoastră lucrează cu hartă. Potrivit codului muncii, un profesor poate desfășura cel mult 27 de ore de studii pe săptămână. Ar fi minunat un profesor să aibă disciplină, o disciplină să predeie și să aibă 18 ore la această disciplină. Codul muncii ne permite ca să predăm un salariu jumătate, deci aceasta este 27 de ore, 18 plus 9. Noi nu avem profesori în instituții care au 27 de ore. Întotdeauna motivăm profesorii să devină specialiști, să-și facă cursuri de recalificare. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că noul an școlar va începe cu un deficit de 7.000 de profesori. Lefurile au crescut pe parcursul anului trecut cu aproape 17%. Datele Biroului Național de Statistică arată că salariul nominal net a fost de 10.372 de lei, în creștere cu 1.472 de lei față de anul 2022. Cele mai mici retribuții au fost încasate de locuitorii din Nord, iar cele mai mari valori salariale au fost înregistrate în Chișinău.
Potrivit datelor BNS, lefurile și costul forței de muncă au crescut în 2023 comparativ cu 2022. Câștigul salarial nominal brut al unui angajat a fost de 12.209 lei, în creștere cu 16,9%, respectiv cu 1.761 de lei. Cele mai mari atribuții s-au înregistrat în următoarele domenii. Informații și comunicații, 32.530 de lei, de 2,7 ori mai mult decât medie pe țară. Activități financiare și asigurări, 23.424 de lei, cu 92% mai mult decât medie pe țară. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, 18.276 de lei, cu 49% mai mult decât medie pe țară. Totodată, numărul mediu al salariaților a constituit 626.000 de persoane, fiind în creștere cu 0,4% față de anul 2022. La sfârșitul anului 2023 au fost înregistrate aproape 29.000 de locuri de muncă vacante, ceea ce constituie 3,8% din totalul locurilor de muncă. Cele mai mici salarii în profil teritorial s-au înregistrat în raioanele Briceni, Glodeni și Ocnița. În municipiul Chișinău, câștigul salarial mediu a fost mai mare decât media pe țară, ajungând la 14.884 de lei. În creștere cu 22%. În această săptămână am sărbătorit Ziua Independenței. 33 de ani nu e nici mult, nici puțin, dar lupta continuă și azi, spun oamenii pe care i-am întâlnit în stradă. Potrivit cetățenilor, încă mai există o regiune separatistă unde se află o armată străină, încă mai sunt încercări de destabilizare a situației politice și încă multe alte provocări. Cu soția am venit aici în anii 90, am salutat drapel, am salutat cântecele. Mulți au crezut, noi spunem independență și s-a terminat. Nu, pentru independență trebuie de luptat în fiecare zi. De luptat așa și de refuzat de ideologia comunistă, socialistă, uitați, lângăi și trădători. Să dai Dumnezeu să intrăm în viitoarea noastră Europa, poate Europa, dar așa, atâția 33 de ani, nimeni n-a făcut nimic în privința separatiștilor. De atât a dispus independența, sufletul da, sufletul independent. Нас приняли. Если сейчас в октябре мы это провалим, ну это будет на нашей совести. Потому что дело даже не в языке, а дело в том, что если ты здесь, на этой земле, ты должен чувствовать эту землю, ты должен любить этот язык, и ты должен стараться быть с этим народом. Noi sărbătorim o independență, dar eu mai bine zis, aș zice că merge lupta pentru independență încă. Nu suntem independenți total, fiindcă dacă avem pe teritoriul țării noastre armată străină, am fost și eu cândva parte din diaspora, am revenit și sunt ani deja de când sunt acasă. Eu, desigur, sunt schimbări foarte multe și pe străzi și cu oamenii când discut și nu mai este mentalitatea cei la mulți care a fost când, să zicem așa, eram vreo 20 de ani în urmă. Schimbările se fac simțite, chiar dacă sunt făcute cu pași timizi după mulți ani de stagnare. Mulți s-au făcut. Spre bine. De ce ar mai fi nevoie? Pentru tineret, locuri de muncă și pentru noi o leacă pensii mai mari. Pentru toți. Dar trebuie să înțelegem că dacă economia țării e slăbuță, n-au de unde să ne dea. Nu că nu vor. Foarte multe schimbări și luptăm în continuare pentru copiii noștri, întoarcerea înapoi noi. Este Republica Moldova un stat independent? Este, se cunoaște, numai că, mă rog, noi nu putem să ne punem pentru tăți, că la cei care nu le place și nu le-au plăcut, ei știu pentru ce. Pun câte 400 de lei în buzunar și se duc și votează. Să fac schimbări, așa spunem, că mari nu poți într-o perioadă așa scurtă, pentru că aici corupția e rădășinat foarte mult și e tot înrădășinat și să dezrădășineze e foarte greu. Sperăm că ți va fi bine și viitorul nostru e Uniunea Europeană, în țara europeană, unde toată lumea, unde omul e liber, unde omul e democrat, unde om poate spui părerea lui și unde omul foarte multe ajutoare să văd din partea Europei, unde sunt copiii. Copiii noștri toți acolo, dar cei care
să vând pentru 400 de lei să duc în fie duminicile care erau și un alt, și pentru un pachet țigări și o bere, așa nu sunt oamenii noștri. Și sunt oamenii aduși, amăjiți. Este încă mult de muncit. Era bine atunci la podul cu flori, de făcut schimbările și atunci avea să fie excelent. Proclamarea independenței Republicii Moldova s-a făcut la doar câteva zile după ce o lume întreagă a asistat la tentativa eșuată de lovitură de stat de la Moscova, care avea să devină însă în cele din urmă începutul sfârșitului Uniunii Sovietice. Ziua Independenței a fost sărbătorită și de cetățenii care muncesc sau studiază în străinătate. Locuitorii din Zurich au fost întrebați de o elevă a școlii Guguță din acest oraș elvețian ce cunosc ei despre Republica Moldova. Trecătorii au fost provocați să asculte imnul și să spună al cărui stat este. Wow, bist du gut. Na, Mulzal. Moldau. Es ist eine Hymne von einem Land. Zu welchem Land gehört diese Hymne? Ach so, von Rumänien. Das kommt von Rumänien. Welches Land hat noch diesen Flag? Ja, Rumänien. Es ist ähnlich wie in Rumänien, genau. Moldawien. Das tönt sehr russisch eigentlich. Das tönt sehr russisch für mich. Ukraine ist es nicht. Portugal auch nicht, oder? Nein. Ich weiß es nicht. Die Farbe, also die Farbe ist Moldawien. Oder? Yeah, Rumänien, Moldawien. Moldawien, alles klar. Was für eine Muttersprache haben wir? Ihr spricht Moldawisch, das ist mit Rumänien, das ist dieselbe Sprachgruppe. Dann, soweit ich verstanden habe, also es ist auch eine lateinische Sprache. Ich glaube, eure Heimatstadt heißt Chișinău. Unii cunosc și informații din istorie. Es ist ein eigenes Land. Es war mal Teil von Rumänien, es hat Unabhängigkeit bekommen. Lomulz an Rimba Lomuna, la Muitai Moldova. Provocarea a fost pusă la cale de școala Guguță din Zurich, acreditată și recunoscută de Ministerul Educației din Elveția. Aceasta este susținută de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei au semnat la Chișinău o declarație prin care sprijină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cei trei șefi de stat au declarat că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a dat asigurări că țara va sprijini pe deplin aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar. În pofida tuturor greutăților, angajamentul Republicii Moldova față de valorile europene rămân neclintite. Eforturile de a implementa reforme, de a consolida instituțiile democratice și să susțină creșterea economică și să asigure securitatea energetică a țării, să scadă dependența, să promoveze respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, sunt toate dovezi angajamentelor dumneavoastră. Președintele Estoniei, Alar Karis, a declarat că a discutat cu premierul Dorin Recean despre provocările actuale și perspectivele de viitor. Noi vrem să vă spunem că din Stepa Bujacă până la Marea Baltică, votul dumneavoastră contează. Noi vrem să vă vedem în domeniul de libertate și stabilitate. Doar cu Uniunea Europeană veți asigura viitorul în cel mai
cea mai prosperă și democratică uniune din lume. Estonia vă stă ferm alături în această călătorie. Salutăm progresele pe care le-ați realizat până acum. Și a exprimat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și președintele Letoniei. Ați realizat foarte multe, în special în ceea ce ține de promovarea supremației legii, implementarea măsurilor anticorupției, consolidarea instituțiilor publice, dar și dezvoltarea sectorului energetic al dumneavoastră. Cunoaștem cu toții foarte bine că durează și e nevoie de decizii dure politice și curaj și determinare pentru a avansa către UE. De fapt, în anul acesta, toate cele trei țări baltice sărbătoresc cea de-a 20-a aniversare de la aderare la UE. După conferința de presă de la guvern, președinții Lituaniei, Estoniei și Letoniei au depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Seara, cei trei lideri baltici urmează să urce în scena din Piața Marii Adunări Naționale pentru a transmite mesajele de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova. Majoritatea cetățenilor susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sunt datele celui mai recent sondaj realizat de CBS Research la comanda comunității Watchdog. În același timp, experții asociației constată un impact în creștere al campaniilor masive de dezinformare și influențarea opiniei publice asupra evoluției preferențelor geopolitice ale populației. Întrebați dacă ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană sau la Uniunea Euroasiatică, 52,6% dintre respondenți au ales Uniunea Europeană, iar 28,1% au spus că preferă Uniunea Euroasiatică. 11,5% sunt indeciși, iar 6,6% au spus că nu ar participa la un referendum. În sondajul din aprilie curent, aproape 54% au optat pentru blocul comunitar și doar 25% direcția euroasiatică. A scăzut considerabil și numărul susținătorilor aderării Republicii Moldova la NATO, de la 34% în aprilie la 29,5% în august. Aceste campanii de dezinformare pot avea un impact foarte puternic și asupra rezultatelor scrutinilor din toamna acestui an și în special a referendumului constituțional. Scade numărul acelor respondenți care între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică le-ar alege pe ambele. Potrivit sondajului, 41% dintre cei chestionați consideră că Republica Moldova se îndreaptă în direcție corectă față de 41,1% în aprilie. Pe de altă parte, a crescut puțin numărul celor care consideră că Republica Moldova se îndreaptă în direcția greșită, 46% față de 45% în aprilie. Sondajul a fost realizat în perioada 20-23 august pe un eșantion de 1011 persoane cu vârsta de 18 ani și mai mult, cu o eroare maximală de plus minus 2,6%. Sondajul a fost organizat în cadrul proiectului Menținerea Rezistenței Instituțiilor Democratice din Republica Moldova, implementată de comunitatea Watchdog cu sprijinul Open Society Foundation. Portul de stat Giurgiulești nu se vinde, afirmă oficialii de la Chișinău, după ce presa a scris că autoritățile de la București urmează să discute despre cumpărarea acestui obiectiv economic. Guvernul nu intenționează să vândă acel port în niciun caz, a accentuat ministrul infrastructurii Andrei Spânu. În primul rând, ca să facem claritate, complexul portuar de la Giurgiulești are două porturi. Un port este gestionat de BERD, cel care a fost concesionat în perioada comunistă, și portul de stat. Gestionarul portului principal, portul internațional liber Giurgiulești, este BERD. BERD are discuții cu mai mulți investitori din Olanda, România, Turcia, ca să vadă cum dezvoltă în continuare. Pe portul de stat, noi am anunțat și un proiect de dezvoltare și guvernul nu intenționează să vândă acel port nici într-un caz. Marți, presa a scris că guvernul de la București va discuta în ședința din 28 august un subiect cu privire la cumpărarea portului Giurgiulești de la BERD.
Memorandumul discutat miercuri în guvern are ca temă aprobarea inițierii negocierilor cu Bird în vederea achiziționării de către statul românesc a acțiunilor Danube Logistics SRL deținut de către Bird în portul internațional liber Giurgiulești din Republica Moldova, a relatat presa de la București. În septembrie 2023, premierul Marcel Ciolacu declara într-un interviu pentru Digi24 că România intenționează să cumpere portul internațional liber Giurgiulești din Republica Moldova în contextul în care se preconizează ca țara să devină un hub important în reconstrucția Ucrainei. În ceea ce privește portul de stat Giurgiulești, tot în septembrie 2023, autoritățile de la Chișinău au anunțat că acesta urmează a fi reconstruit și modernizat până în 2028. Noul terminal portuar ar urma a fi utilizat drept terminal de cereale cu o capacitate de transbordare de aproximativ 800.000 de tone pe an. În septembrie, ministrul infrastructurii Andrei Spânu anunța că proiectul presupune atragerea unui partener privat în cadrul unui tender internațional pentru proiectarea, finanțarea, modernizarea, echiparea și exploatarea terminalului existent. Conform datelor preliminare, costul estimativ al investițiilor necesare depășește 600 de milioane de lei. 41 de ambulanțe noi au fost transmise sub stațiilor de asistență medicală urgentă din Chișinău și din alte localități. Este prima tranșă din lotul de 62 de autosanitare achiziționate de Ministerul Sănătății în cadrul unui proiect finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Costul acestora se ridică la 3,5 milioane de euro. Beneficiarii proiectului, medicii de pe ambulanță și șefii instituțiilor medicale care au venit din mai multe raioane spun că noile ambulanțe îi vor ajuta să îmbunătățească serviciile acordate pacienților. Când am început activitatea, noi nu aveam chiar nici aparat de electrocardiografie. La momentul dat, noi avem și aparat de electrocardiografie, avem și defibrilatoare, avem și injectomate, avem și multe alte, cum mă scuzați, unele săli de reanimare nu se echipate cum se echipate automobilele noastre. Foarte dotată. Ceea ce o să ne îmbunătățească acordarea ajutorului medical la etapa de prespital și o să ne ajute ca să ajungem în timp foarte util, foarte rapid la pacient. Ne dă posibilitatea de a monitoriza permanent pacientul chiar și în timpul transportării de la domiciliu spre o instituție medicală. Având în vedere că sunt dotate, având în vedere că sunt noi, accesibilitatea și rapiditatea la bolnavi va fi corespunzător mai bună. Este noveșe aparatură у них. Будем учиться и работать. Обслуживание будет хорошее. Prezenți la eveniment, reprezentanții guvernului și ai sistemului medical au declarat că autoritățile vor investi în echipamentele necesare pentru a salva pacienții care au nevoie de ajutorul specialiștilor. Este foarte important ca aceste autosanitare să fie dotate la cele mai înalte standarde internaționale, astfel ca medicii să poată interveni și să poată într-adevăr să dețină acele echipamente care pot resuscita și menține, stabiliza pacientul până la cea mai apropiată instituție medicală. Practic, acordăm asistență medicală la orice categorie de pacienți cu orice grad de, să zicem, de pericol care poate astăzi fi întâlnit la etapa de prespital. Din cele peste 500 de ambulanțe de care dispune Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, circa 70% sunt învechite. Autospecialele noi sunt însă dotate cu echipamente performante care le permit medicilor să intervină și în cele mai complicate cazuri. Potrivit Ministerului Sănătății, pe parcursul lunii septembrie, alte 21 de ambulanțe vor fi distribuite către substațiile de asistență medicală urgentă din țară. Ne revedem după o scurtă pauză, stați aproape! Pe alee de la Mircea cel Bătrân s-a desfășurat o competiție inedită. Zeci de copii și-au demonstrat puterile și curajul în cadrul unui concurs de box. Runda prieteniei i-a pus față în față pe participanți de diferite vârste din Chișinău și suburbii. Mi
mie îmi place box pentru că eu mă dezvolt, fac mușchi, pot singur pe mine să mă apăr sau mai vin pe la competiții, mai aud ceva nou, mai văd. Merg la școală, pe urmă vin acasă și fac temele. După mă odihnesc un pic și mă duc la antrenament, numai decât. În fiecare zi. Aproape am 2 ani de când mă antrenez. Sunt foarte, foarte mult să mă duc la box să mă antrenez. Eu merg la acest box deja de 3 ani. Eu vreau să merg deoarece ca să, când o să ia cineva de mine la școală oriunde să mă apăr. Sunt pot ține apărare. La competiție a participat și această tânără, care a urmat exemplul surorii sale și mai bine de 3 ani face un asemenea sport. Изначально занималась такими танцами, гимнастикой, потом что-то как-то вот стало скучно, и мне сестра ходила на этот спорт. Я решила, почему бы не попробовать, и вот вошла в этот спорт, и вообще оказалось, что это наоборот мое. Я занимаюсь уже около 3 лет, и мне вот очень нравится, не знаю, мой спорт просто. Cei care i-au motivat pe copii să participe la eveniment au fost antrenorii, care au fost alături de discipul pe toată durata competiției. Arătăm la tânăra generație ceva nou, adică care nu sunt antrenați, poate văd, poate le se dau pe gust sportul și să vină la antrenamente, să practice un mult sărătos de viață și să prindă o leac de bărbăție ei. Acum, momentan, la competiție, suntem cu 12 copii și sperăm deja să vedem care să fie mai puternic. Evenimentul a fost organizat de pretura sectorului Ciocana în contextul Zilei Independenței. Am decis o acțiune culturală să o serbăm pe aleia. Aici, în inima sectorului, sunt prezenți toate suburbiile din sectorul Ciocana și sunt mândră că avem așa băieți bravo care ne-au onorat prezența. Evenimentul a întrunit în jur de 40 de participanți cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Seniorii din localitățile de nord sunt puși serios pe treabă. Se pregătesc de festivalul Bunica și Bunicul Fest, care va avea loc în septembrie. Pentru ca totul să fie ca la carte, participanții repetă până la desăvârșire numerele artistice. Este un eveniment care ne unește, spun oamenii. Festivalul este cea mai mare sărbătoare din an. Aici se vede forța motrice a grupului de seniori și se participă la diverse probe care ne face pe noi să ne mobilizăm mai mult și să arătăm că grupul de seniori este unul care merită să fie apreciat. Pentru mine personal asta e sănătate. Prima întâi sănătate și un mod sănătos de viață, masă mai în formă, mai tânăr. Noi, membrii grupului de seniori, Vârsta de Argint, am decis ca la proba de la Festivalul Bunelul și Bunica Fest, proba care este intitulată Moștenire Culturală, să facem o prezentare generală a muzeului nostru. Vrem să promovăm totul ceea ce avem noi în localitate și să transmitem tinerii generații acest tezaur nemaipomenit al satului. Circa 1000 de seniori de pe ambele maluri ale Prutului vor concura la o serie de probe online. Cei mai talentați vor fi premiați, precizează colegii noștri de la TV Nord. Festivalul va culmina pe 15 septembrie în orașul Bălți cu alegerea Miss Bunica și Mister Bunicul. Pentru prima dată particip la așa un concurs Miss Bunica și Mister Bunielu. Suntem mândri, avem 7 copii, 13 nepoți, avem o familie numeroasă, nepoți frumoși, copii, sunt și piști hotareși, în țară avem, ne întâlnim la sărbători, stăm la masă împreună, organizăm diferite concerte. Sunt pasionată de mult timp de a scrie poezii, încă din copilărie. Și am hotărât acum la festivalul Bunica și Bunelul Fest să particip cu o poezie scrisă despre Moldova noastră. În rând cu lumea vrem să fim, să avem de toate, să muncim și să trăim la noi acasă, că aici viața e frumoasă. Să avem o țară cu cultură, cu oameni buni, cu voie bună, să ne respecte oricine și atunci totul va fi bine. Bunica și Bunicul Fest este un eveniment despre oameni și pentru oameni, organizat de Rețeaua Națională a Seniorilor Activi din Moldova.
59 de companii beneficiază de finanțare nerambursabilă de circa 25 de milioane de lei, asigurată de Guvern și Uniunea Europeană. Prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, investiția totală în economie ajunge la 54,4 milioane de lei. Printre beneficiarii care au primit credite nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor este și Svetlana Macrinici, care a creat încă în timpul pandemiei COVID-19 o platformă de instruire digitală. Am hotărât să transpun cursurile clasice în format offline pe care le livram la acea etapă într-un format digital pe o platformă autohtonă care să fie suficient de comprehensibilă, creativă și inovatoare. De altfel, pe placul publicului, îndeosebi pe placul tinerilor angajați. Platforma respectivă este disponibilă doar pentru corporațiile din Republica Moldova. Deci lucrăm cu companiile mari care doresc să-și dezvolte cultura corporativă, să-și creeze echipe eficiente de lucru, să-și îmbunătățească performanța echipelor de vânzări sau serviciu clienți. Svetlana Macrinici a încercat de mai multe ori să participe la programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii. A eșuat în două cazuri. Aceasta nu m-a descurajat. Am mers și a treia oară, datorită primelor două experiențe în cazul cărora am avut un răspuns negativ de la Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului. Pentru a treia oară am înțeles că trebuie, prin perseverență, să dau mai multe atenție ideilor, să fiu mai convingătoare în ceea ce urmează să fac cu banii pe care urmează să-i primesc prin grant. Și iată că în anul 2024 s-a întâmplat minunea și cred eu că voi face față provocărilor. Svetlana Macrinici va accesa 434.000 de lei drept credit nerambursabil, finanțat din bugetul de stat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Imediat ce urmează să semnăm contractul cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ne apucăm de treabă. Urmează să dezvoltăm două module inovative, complexe, pe domeniul experienței clientului. Când zic experiența clientului, aici va fi domeniul vânzări, de servire a clienților, și pe de altă parte va fi tot ce este legat de managementul echipelor. Schimbările pe care urmează să le implementeze Svetlana Macrinici le va permite angajatorilor să-și monitorizeze prezența, evoluția angajaților în parcurgerea instruirilor în format digital. Cele mai bune romane, plachete cu poezii, dramaturgii, proze scurte sau traduceri apărute în 2023 au fost premiate la Uniunea Scriitorilor. Printre cei mai apreciați este scriitorul Val Butnaru. Mă bucur foarte mult că romanul meu, Călăuza tibetană, a luat premiul filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România. De ce mă bucur? Mă bucur de fapt la orice carte, dar această carte este una specială. E un fel de totalizare, dacă vreți, un roman care cuprinde și celelalte romane, se face un periplu și o călătorie cu personajele din celelalte romane. Sper să fie pe placul publicului cititor. A fost o luptă între cei mai buni, pentru că anul acesta s-a înregistrat un număr mare de autori de valoare, spune președintele juriului Vitalie Ciobanu. Am avut anumite dileme, pentru că trebuia să discernem din mai multe cărți bune, în special la poezie, la proză, s-au adunat, ca niciodată pot să spun, mai mulți autori de valoare, de o calitate aproximativ egală, și de aceea uneori am fost nevoiți, dar chiar de mai multe ori, să folosim soluția solomonică, adică un premiu să-l împărțim în jumătate. Scriitorii se bucură că textele lor sunt nu doar pe placul juriului, ci și a publicului. În cazul meu e vorba de texte care au apărut pe blog, au fost la categoria, cred că, publicistică. În principiu, mi s-a părut juriul destul de echilibrat anul ăsta. Am venit cu o antologie mai specială, de asemenea, prima în românește, Doamnele avangarde ruse. Deci sunt 31 de personalități. Unele dintre ele tragice, care au murit în gulag, altele care au fost permanent ostracizate. Este de fapt un bilanț al anului editorial 2023, eveniment care contribuie la promovarea cărții românești pe ambele maluri ale Prutului.
Este un eveniment care, de fapt, marchează integrarea culturală, literară, a scriitorilor de la Chișinău cu scriitorii din România, în primul rând, și cu scriitorii din Europa. Gala premiilor literare ale Uniunii Scriitorilor este un bilanț al scrisului artistic. Scopul evenimentului este de a promova și aprecia cărțile și autorii remarcabili din anul 2023, contribuind astfel la consolidarea comunității literare și culturale. Evenimentul ajuns la cea de-a 15-a ediție este organizat cu susținerea Ministerului Culturii și a Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural al Consiliului Municipal Chișinău. Filmul Carbon, care a luat cele mai multe trofee la Gala Cineaștilor 2024, va fi lansat online pe 16 noiembrie, la 2 ani de la premieră. Cu această ocazie, producătorii intenționează să stabilească 3 recorduri mondiale prin adunarea în fața micilor ecrane a peste 355.000 de spectatori concomitent. Mâine, poi mâine, ai să ajungi și tu ca dânsul. Și patrioții al de tine se lasă să te mănânci câinii. Pe 16 noiembrie, la ora 21, filmul Carbon își propune să adune în fața micilor ecrane peste 355.000 de spectatori concomitent, pentru a depăși recordul mondial, cea mai mare premieră online stabilită de filmul indian Dil Bekhara în 2020. Pe lângă asta, numele fiecărui spectator va fi inclus în genericul de final al filmului, contribuind astfel la depășirea altor două recorduri, cele mai multe nume în titlurile de final, record stabilit de filmul japonez Senso To Sheishin în 1991 și cele mai lungi titluri de final, record stabilit de filmele Once Upon a Time in the West și Superman. Regizorul filmului Carbon, Ioan Borș, spune că ideea a venit de la spectatorii care, zice el, bombardează cu mesaje în fiecare zi timp de 2 ani când apare filmul online. Mai este și dorința de a face acest film cu adevărat popular. Ne-am gândit să facem o premieră mai specială, să nu fie filmul doar pur și simplu online, dar să facem o premieră. Și ne-am gândit ce fel de premieră poți să faci online. Și atunci ne-a venit ideea să facem cea mai mare premieră online. Și aici ne-am documentat, am văzut care a fost cea mai mare premieră online anterior. A fost a unui film din India, desigur cu o populație mult mai mare decât a Moldovei. Noi ne-am propus cu echipa și cu agenția cu care ne ajută cu comunicarea să batem acest record împreună cu cetățenii noștri. Pentru a contribui la stabilirea recordurilor remarcabile, oamenii trebuie să cumpere un bilet online la un preț simbolic de pe site-ul carbonfilm.md și să urmărească producția cinematografică în ziua lansării online. Biletul le va oferi acces exclusiv la film, iar linkul de acces va fi trimis pe adresa de e-mail înainte de premieră. Steagurile este sovieti. Pe ce scris în chirilică, aruncat la gunoi. S-a schimbat puterea, Mihail Gheorghe. Mine sovietic, dar nu mai există. Filmul Carbon a fost recunoscut la nivel internațional. La prestigiosul San Sebastian International Film Festival din Spania, pelicula a fost selectată oficial în categoria New Directors. De asemenea, a fost recompensat cu premiul publicului atât la Transilvania International Film Festival din România, cât și la Romanian Film Museum din München, Germania, consolidându-și statutul de favorit al spectatorilor. La nivel național, Carbon a triumfat la Gala Cineaștilor 2024, unde a obținut 6 premii importante. Cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu, cel mai bun montaj, cel mai bun sunet și cele mai bune costume. Carbon a fost lansat în cinematografie în octombrie 2022 și a fost proiectat timp de aproape 24 de luni. Filmul a fost vizionat de peste 150.000 de persoane. Festivalul medieval de la Soroca a ajuns la cea de-a 5-a ediție. Vizitatorii au avut ocazia să se bucure de prezența cavalerilor, stegarilor sau a nobililor distinși. Epoca cavalerilor a fost comprimată într-un spectacol de neuitat, numit generic Al Cincilea Turn. И стрелков не сыщешь лучше. Что же завтра? Где их ждут? Скажет первый в мире лучник, славный парень Робин Гуд. Я обычная женщина, горожанка, не очень богатая, 14-15 века. Я, можно сказать, прачка, кухарка. Это обычный костюм женщины, простой. Клубу ностру репрезенте Германия дин секул 13-14. В моменту дат сунт имбркат кал нобил Герман секул 13-14. Есть еще армура, тот, который легата куперевада дата.
Unii oameni au spus că au venit la cetate, dar au ajuns și la festival, precizează reporterul TV Nord. Noi suntem din București, din România. Am venit la rude și ne-au adus la Soroca ca să vizităm cetatea. E prima dată când am ajuns aici și chiar suntem impresionați. Festival, da, am observat și chiar știu, și la noi avem în Sighișoara, în fine, sunt zone unde se ține festival, așa, și aici e foarte frumos. Noi приехали специально из Кишинева на этот фестиваль, услышали. Вот уже на меня натянули доспехи, там копье, щит. Timp de două zile, vizitatorii pot practica diverse activități, tragerea din arc, îmbrăcarea costumelor medievale, jocuri, dans și muzică de epocă. Мы представляем ассоциацию клубов исторической конструкции «Бастион» в Молдове. У нас 8 самых разных клубов, которые занимаются от эпохи викингов до позднего средневековья. Стрельба из лука, рыцари, кухня, костюмы, игры, танцы, музыка, все это у нас есть. Festivalul al cincilea turn este organizat la cetatea Soroca de Primăria Municipiului, de Consiliul Raional în parteneriat cu Asociația Cluburilor de Reconstituire Istorică. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a Jurnalului Săptămânii. Nu uitați, dacă vreți să faceți anumite sugestii sau să oferiți informații de interes public, scrieți-ne la adresa de e-mail contact@aronjurnaltv.md sau pe pagina noastră de Facebook. Sunt Vlada Tomescu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend reușit!